Ne-ai adus acum în Ravena Bulgară, ne-ai spus. L-am adus. Și da. Nu numai că l-am adus, am să vi-o și arăt. Plăcerea okay. mare care o să am. Suntem la mare, totuși. Bineînțeles. Știi? Muzică, distracție. Bineînțeles. Așa este. Ne aflăm la 500 de metri de poarta centrală a orașului vechi Neseber. Orașul vechi Neseber este legat de Materic prin acest drum, acum bine asfaltat. În fața mea, în spatele camerei, vostru, da? În spatele camerei, se află orașul nou, iar în partea mea dreaptă, deci trebuie să te întorci, da. Mulțumesc, vedem un golf. În acest superb golf sunt așezate mai multe stațiuni sau amplasate. Ambele cuvinte cred că sunt corecte, nu? Da. Începem de aici, imediat după roata panoramică, da. Da, vieneză se spune în bulgară, vieneză, fiindcă prima roată a fost inventată în Viena. Aha, ok. Mergem pe țărm, se uită camera după. Pun după aia cadrul, noi, da. Noi, așa, și ajungem la ultima clădire, acea albă, puțin în fundal. Okay. Acolo se termină stațiunea Sanibici. Stațiunea deci Sanibici, acolo se termină Sanibiciu. Okay. Da, este cea mai mare stațiune pe litoralul bulgăresc. Imediat după clădirile acestea, în fundal, albe și mari, încep clădiri care sunt mai înghesuite, mai mici de înălțime, se vede că nu sunt multe hoteluri așa mari. Acolo este zona satului cândva, acum orașelul mic, Sfântul Vlas. Pe teritoriul acestui orașel, în poalele munților Stara Planina sau al Balcanii, al Hemus, care intră în mare și la final unde intră în mare este capul Emine. În zona aceasta au fost 5 mănăstiri. Mm-hmm. 5 mănăstiri care sunt legate, strâns legate cu patriarhia de la Neseber și de la Burgas. Imediat după ce termina această zonă de la Sfântul Vlas, clădiri din nou albe, așa mai mari, acolo este stațiunea Elenite. Elenite, ce în traducere în bulgară, din bulgară în română, înseamnă cerbi, din cauza că în acea zonă au fost foarte, foarte mulți cerbi. Pentru turiștii care vor să vină să viziteze Neseberul, pot să facă, dacă nu cu mașina, cu acest gen de transport care trece acum, în spatele meu. Și pe care poate să-l ia de la nisipurile și de aur? Nu numai, nu de la nisipurile de aur. Vorbim de acest care este aici în zonă, care poate să-l ia de la Sfântul Vlas până la Neseber. Pot să vii din Varna, pot să vii din orice colț al Bulgariei până la Neseber, fiindcă Neseber este un loc de patrimoniu al Bulgariei. Este patrimoniul lui UNESCO. Este singurul oraș din Bulgaria care este sub patrimoniul lui UNESCO. Ok. Deci, noi o să ne îndreptăm spre orașul vechi, iar în stânga mea, sus pe deal, rămâne orașul nou al Neseber. Neseber sau Mesambria. Bun, deci asta era o insulă aici. Asta continuă să fie o insulă. Și este, doar numai că acum făcându-se legătura asta, a devenit un fel de peninsulă. Și atunci, da, de fapt, tu ai dreptate, de fapt a fost peninsula. Numai că trebuie să mergem un pic mai în stânga, că vine, da, că okay. vine în spatele vostru trenulețul, care să facă o paranteză. Acest trenuleț vă duce până la începutul lui Sunny Beach, deci puteți să nu urcați în autobuzele mari, ci să faceți o plimbare plăcută cu trenulețul până la începutul celelalte. V-ați înțeles? Da? Am poftă de cânt, de cântare, de muzică, până la începutul lui Sunny Beach. De fapt, acest țărm întotdeauna a fost prezent, această legătură. Numai că acum e contemporan arată, cu asfalt, cu lumini, da, cu, da. Din antichitate ea lega peninsula cu Materic.
Interesant fapt este că două treimi din oraș sunt sub apa. Ok. Neseberul este un loc super pentru cercetători de tezauri antice, pentru aceștia care vor să descopere ce a fost în antichitate, pentru acest iubitor de cum se spune, turism ecoturism la, sau nu? Din acesta din biserică, mă iertați. Hai să depășim. Da. Sărim, îmi vine un pic mai târziu cuvânt. Deci oferă distracții, oferă restaurante, oferă, la primul rând, istorie, restaurante, plajă mică, dar totuși există, scufundări. Deci, practic, poți să vezi și orașul din antichitate în apă? Da, poți să faci scufundări pentru asta? Poți să faci scufundări, dar sunt agenții care oferă această posibilitate. Poți să mergi la, cum se spune, la pescuit, o combinație pescuit cu scufundări, cu plajă. Da. Plăcut, nu? Da. Da, asta cu scufundările și cu orașul vechi, cred că e foarte interesant. O combinație foarte, foarte bună. Poți să te și căzezi pe insulă. De fapt, căzările pe insulă sunt un pic mai diferite decât în cele din stațiuni. Nu se oferă all-inclusiv și e clar de ce. După câteva minute o să vedeți câte restaurante, foarte multe, care sunt amplasate pe deasupra apei și... Deci aici mai întâi au fost restaurantele și după aia hotelurile așa mai de lux, cât să nu mai poată hotelul să dea ori inclusiv. Putem să zicem așa, că de fapt hotelurile sunt ultimii care au apărut exact, aici. Da. Cândva, acum 50 de ani, 50-60 de ani, primele opțiuni de cazare au fost numai să iei, să închiriezi o cameră de la o bunicuță care stătea aici și așa să faci vacanța. Și erau restaurante, dar nu așa multe cum sunt acum. Ultimii ani, bineînțeles, după anii 90, s-au construit hoteluri, multe restaurante și totul acesta este cuprins pe un pământ care deci e 350 de metri lățime, da, și 800 de metri lungime. Deci asta e peninsula. Oamenii nu pot să-ți imagineze cât de multe lucruri poate să fie adunate la așa puțin pământ. Dar o să vă arăt. În unele locuri de pe glob apa a mai scăzut sau a mai urcat? Aici s-a întâmplat ceva? Aici apa mănâncă din pământ. Și aha, continuă să mănânce din deci pământ, așa este. Peninsula se face din ce în ce mai mică. Din ce în ce mai mică, dar se făcea. Trebuie să notăm că, de fapt, începând de anii 50, anii 60, 70, s-a făcut special niște... Un fel de digă, da, de săpături, s-au băgat cimență, ca să nu mănânce din pământ. Altfel, dacă continuă în acest fel, la urmă o să rămână numai două biserici. Iar legate de biserici, cam câte biserici sunt acolo? Acum sunt, așa cum se spune, înregistrate. Da. Sunt înregistrate 22 de biserici. În patrimoniul lui UNESCO sunt 18 scrise, dar sunt înregistrate 22 de biserici. După documente descoperite, cum se spune, unde au fost amplasate, care era Sfântul, cum se numeau, în ce perioadă erau construite, dar tot după documente se presupune că au fost între 41 și 44 de biserici. Wow! Sunt foarte curios câte au funcționat deodată. Și asta e o întrebare foarte, 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 cum să spun, bună. Deci, bisericile sunt construite în diferite perioade și în diferite epoci. Și e clar că unele au fost mai
să zicem, frecventate, pe urmă abandonate și schimbate cu alte, adică schimbate, nu e cuvântul corect, dar folosite, hai să folosite, alt cuvânt nu găsesc acum. Primul loc care face parte din turul nostru este această moară de vânt. Ne punem aici în fața ei. Da, ne punem în fața moarei de vânt, da. Care bineînțeles este restaurată. Și chiar bate bine vântul aici. Ceea ce e bine. Da. Da. Și este una din cele 6 sau 7 mori care au fost în această zonă. Moarea de vânt e interesantă și cu acest fapt că de fapt au putut să restaureze și să ne o prezintă de o lună încoace ca muzeu. Un lucru care este neplăcut pentru ghizi cu grupuri ca mine. Da. Când suntem cu grup, accesul este accesul este locul mic. Lăsați locul mic, dar în afară de asta scările sunt cam înguste și strâmte și de fapt vizualizarea sau vizitarea morii mai degrabă, părerea mea este, să fie pentru turiști care sunt în excursie individuală. Înăuntru, în două seli, sunt prezentate diferite artefacte care sunt descoperite în ultimii ani acolo la necropolă. Iar okay. Necropola, dacă țineți minte, că dacă am spus, am spus sau nu am spus? Dacă mă repet, mă iertați, da? Se întâmplă la ghiz, des, în spatele acestei construcții care este oprită de construire tocmai din cauza că au descoperit că sunt foarte multe morminte care nu putem să trecem peste ei. Ne îndreptăm spre... Deci e singura moară care a mai rămas din cele 6 sau 7. Da, e singura moară care și a care rămas. Spre norocul... Și care este emblema. Aha. Nesebăl, orașului Nesebăl. Ok. Toată luna, indiferent dacă a fost sau n-a fost în oraș, dar din Bulgar, în clipa în care se vede moara și drumul acesta de 400... Ai știut unde ești? Știe unde este, o știe unde se află sau unde sunt făcute respectiv pozele. Mai avem cam 100-200 de metri până la cetate, până la porțile cetății, da. Iar în drum ai zis să ne oprim în dreptul acestui monument. Acest monument este monumentul lui Sfântul Nicolae, care de fapt este ocrotitorul lui orașul Nesebar, fosta Mesambria, și ocrotitor, acoperitor sau acesta care se îngrijește de... Ocrotitor. Ocrotitor, așa da. E corect, ok. Ocrotitorul... marinarilor. Aha. Și pescarilor. De fapt, Nesebăr este oraș de pescari. Asta, în afară de multe biserici, trebuie să știm că e și translegat de mare. În afară de asta că este amplasat pe mare. Da. Dacă ne uităm exact în spatele meu, în partea unde arată mâna mea stânga, acolo o să vedem portul din sudul orașului. Dacă ne uităm în partea cealaltă, care este unde arată mâna mea stânga, atunci o să vedem portul din nordul orașului. Portul din nordul orașului, unde este crucea, este portul pentru bârci. Portul din dreapta este pentru vase mai mari și aici vin și acostează cruizele, okay. Corabile mari. Ambele porturi au fost folosite începând din perioada tracilor. Acestea traci care și-au creat așezământ aici, pe peninsula. Da. Ne îndreptăm spre
poarta centrală și perețile care sunt gen pereți cetate, care după forma, culoarea și construcția ne dă informație că este construită în diferite perioade, okay, epoci, în diferite secole. Mm-hmm. Singura perioadă care nu a fost construită, nu au fost construite pereți al cetății, asta a fost perioada Imperiul Otoman. E foarte interesant, nu știu dacă ați observat, dacă ați văzut, sunt mai multe bărci, dar pe unele din schemele sau harta orașului se vede până unde a fost zona cetății, până unde cuprindea, până unde cuprindea teritoriul orașului. Aha. Și am ajuns la nici 5 metri de porțile cetății, ca să mai zicem ceva aici. Atragem atenție încă o dată. Pentru aceștia care vin cu mașinile lor, în Nesebră, nu vor să se desparte de mașinile lor. Da, vor să fie sub aici, dacă se poate înceta. Să știi că și noi stăm la fel. Se poate. Okay. Se poate. Cum? Așa, arăt. Bariera aceasta înseamnă că nu ai voie înăuntru, dar sunt două parcări destul de mari, okay, și tot timpul este indicații dacă sunt locuri pe parcare. În partea, okay, trecând pe acest 400 de metri, în partea stânga a insulei este parcare foarte mare și pentru autocare, care aproape că ajunge până la portul din partea cealaltă. Okay. Puteți să parcați mașini și deci aici aproape. Partea dreaptă. Da. Este pe ore, depinde cu ce vehicul ați venit și respectiv prețul este diferit. Noi 10 parcat... leva, 15 leva pe ora, 20 pe ora, dacă sunteți acu, cu acu 2 ani am parcat într-o parcare care e puțin mai încolo, pe lângă restaurante, adică... Așa, deci, în clipa în care parcați mașina, nu este nevoie să vă întoarceți din nou aici, ca să intrați prin poarta centrală. Deci mai are o intrare. Sunt mai multe intrări, numai că trebuie să urcați scările în partea. La parcări este amenajat. Sunt și toalete, sunt locuri unde se vinde apă, cafea, bere și este... Nu toată parcarea, bineînțeles, are umbră, să nu uităm că totuși suntem pe... Pe un mic pământ. Da. 800 la 350 de metri. Asta da. Este foarte, foarte puțin. Acum avem deja asta că totuși să subliniez, indiferent că este interzis intrarea de mașini, localnicii au voie, fiindcă vă dați seama, chiar acum în spatele vostru al operatorului este una. În spatele Ninei. Nina, da, un pic. Să nu, așa, să nu dă peste tine. Trebuie să fim atenți, fiindcă sunt trotuare, e clar. Deci se locuiește aici? Oh, da. Ok. Da, se locuiește. Și să vă spun sincer, eu mulți ani de zile am dorit să locuiesc în Nesebă. Până că toată când... lumea și-ar dori. Da, până când nu am avut onoare să fac excursie cu oameni de aici, localnici, care de fapt și lucrează aici, la cele multe magazine care sunt în zonă, și am spus ce doresc să stau aici și mi-a spus Mariana, tu nu știi ce e aici. După zoom de prea mare, gălăgie. Nu poți să dormi deloc. De fapt, tu dormi între 4 și 8 dimineața. Aha. Și e foarte mare gălăgie. Oamenii din păcate când vin, nu-și dau seama că sunt și oameni care dorm, care locuiesc, care uite, locuiesc noi aici. Nici măcar n-am știut asta. Și așa se întâmplă. Am trecut prin intrarea centrală, da, poarta centrală. Am văzut în truna din, să zicem așa, în stânga mea, am văzut un turn. De fapt, asta este unul din turnurile cetății. Pereților apărători, depinde ce fel de piatră este folosită și cum este construită, ne putem da seama din ce perioadă este respectiv ridicată cetatea. Uitați aici pentru
ca în toate marele orașe din lume și în Nesebăr, indiferent că este mic și foarte bogat. Știți de ce? De ce? Toate taxele care vin de la Sunny Beach, de la toate hotelurile, toate taxele care vin de la Nesebăr, de la orașul vechi și nou, sunt unele din cele mai mari din Bulgaria, mm-hmm. și toate vin în primăria și în oblast. Oblast, ce înseamnă județ în Bulgaria, pe contul județului. De-aia, mm-hmm. se spune că Nesebărul este cel mai bogat oraș. Moara pe care ați văzut-o, okay. chiar se învârte și... Cum se spune asta? Se învârte. A, să vedem. Alici, nu? Nu știu. Deci acesta este acest drum de 400 de metri. Poarta principală și pereții apărători cu turnul. Ne uităm acum numai pe machetă. O să facem o plimbare de cât standardă, atât și nestandardă. Aceasta este Biserica Sfântul Pantocrator, după ce este Biserica Ioan Zlatoust, Ioan Gura de Aur, Biserica Sfântul Spas, după Biserica Sfântul Spas, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail Gavrail, Biserica Sfântă Paraschiva, Mitropolia Sfânta Sofia, Mitropolia Vechi, Mitropolia Nouă Sfântul Ștefan, Biserica Biserica Nesfințită, mă scapă numele, un pic mai târziu vi spun, singura biserică în care se fac slujbe, care în care se fac slujbe. Este, da? Sfânta Maica Domnului, Biserica Sfântul Todor și aici este mănăstirea Eleusa. În drum, în Sfântul Climent, am uitat să vă spun, undeva pe aici, în zona, ruinele, o parte din... Uitați, asta, așa, trebuie, în deci aceste zone. Toate astea sunt ruine? Nu, toate astea sunt clădiri, și în unele locuri sunt ruine. Termele romane, aha. spre exemplu, uitați, aici sunt termele mari, termele romane, aici este Baia Turcească, deci peste tot plimbându-ne o să vedem și alte mici paraclis, cum se spune. Aceasta este zona cu casele din secolul, casele bulgărești, tipice bulgărești, din secolul 17-18, în această perioadă. În partea mea dreapta, și dreapta voastră, mă iertați cu fusta asta, sunt foarte sexy pentru filmări astăzi, da. Adevărul că pe căldura asta da. Merită o fustă. Da, nu mă invidiez. Nu și în cazul meu. Da, nu și în cazul tău. Deci acesta este muzeul de arheologie. Foarte păcat, turiștii nu intră des în acest muzeu. Toate bisericele pe teritoriul orașului Nesebăr sau Nesambria, despre care o să începem să vorbim un pic mai încolo, sunt muzee în afară de aceasta care v-am arătat, o ultima, în care se fac și slujbele. Muzeul din oraș oferă o informație bogată, în așa fel prezentată, încât pentru o vizită numai de 30 de minute din acest timp auriu care îl au turiștii, poate să vă lămurească cu și să vă dea informație despre toate perioadele în care a fost trăită și continuă să se trăiască în Nesebăr, în Mesambria. Începând de sala în care pe perete arătat granițele lui Nesebăr, ajungând până la placă de pe mormântul Mateisei Cantacuzino, care a fost o prințesă căsătorită de unul din țarii al Bulgariei.
Aici pe perete puteți să vedeți prețurile respectiv. Un lucru foarte practic, putem să spunem da, așa, da. Este opțiunea turistii să își cumpere bilete care sunt, uitați în engleză, bilete care sunt combinate, adică o combinație de bilete. Deci înțeleg că toate aceste biserici au cubile de intrare ca să poți să le vezi, da, nu? Okay, da, okay. Ca să intrați. Și aici sunt pachete. Și aici de sunt, 3, da, 4, 5. Sunt diferite pachete, okay. Respectiv. Poți să, chiar tu singur poți să-ți alegi biserică, spre exemplu, uitați aici Sfântul. Deci aici avem 4 biserici la 15 deci leva? Deci aici ai Sfântul, da, ai Sfântul Ștefan și încă 3 muzee, fiindcă ei consideră muzee. Okay. Da. Și poți să combini tu de care vrei aici. Muzeul Arheologiei, Sfântul Ștefan și respectiv încă 2 obiecte. Deci aceasta este opțiunea, iar dacă vrei numai un obiect, ok, poți la fel, să te duci acolo, achizi la obiectul, așa ți-a venit, și unul singur, și unul singur, 7 numai că, da, numai că prețul respectiv e destul de măricel, dacă da, e unul destul, singur, da, sincer, e mai convenabil da, dacă e pachet. Da, să înțeleg că ăsta ar fi oare complet? Ăsta acesta de... este pentru toate obiectele. Deci toate înseamnă 26 da, de leva adult, 13 copil. Da. Cum e cu ghidajul? Știi ceva de engleză, ghidaj? Adică engleză, rusă, înăuntru, dacă doriți, în este muzeul audio de arheologie, sau... este și opțiunea audio. Ok. În muzeul de arheologie primiți acest gen de bilet după ce ați înțeles câte feluri, câte opțiuni aveți. Aveți posibilitatea să luați audio guide. Acest audio guide este în 7 limbi, începând, bineînțeles, din bulgară, engleză, germană, franceză, spaniola, rusă, ucraineană și am uitat o limbă. S-ar putea. Mă rog, da, iertați. Spaniola. Am spus-o. Da? Nu? Oricum, da, asta e în general. Ok. 7 limbi, da, cum spune doamna, care e foarte amabilă, 7 limbi. Biletul acestui muzei arată foarte bine, în primul rând, din cauza că e, de fapt, o mică hartă, dacă sunteți cu ochelari, trebuie să-i puneți cum sunt eu, că nu vreau să vede. Da. Dar, depindând ce ați cumpărat, respectiv se pune un... e bifat, da. Și... așa, în următoarele obiective care mergeți, puteți să arătați. Numai, e clar, este și ștampilat. Un lucru foarte interesant este că în Bulgaria există un program de să vizitați cele 100 de obiective din Bulgaria. E o cărticică în care ți se pune ștampilă. 100 de obiective turistice din Bulgaria. Deci aia și se poate cumpăra? Practic se e poate o cărticică de bilete, da, înțeleg, nu? E o cărticică pe care pui un timbru și pui și ștampilă. Carte, tăchivă, knișchi, 100 години, 100 obiecte turistice, imate ли? Може ли да, само да, за момента я покажа, че не се сетих аз. Și cât costă? Колко струва? Deci, această caiet costă 4 leva și este cu cele 100 de obiective turistice naționale. La fi, scrie cine ești. Când umpli toată aceasta, primești o insignă de la Uniunea Turiștilor din Bulgaria. Și aici sunt descrise în regiuni, după regiuni, ce poți să vezi și unde ți se pune ștampila. Și acum vă arăt, Viena, cu emi astăzi. Și acum uitați, Nesebăr, uitați, asta este Nesebăr, așa, aici este și pentru timbru și pentru ștampilă. Da. Celălalt lucru foarte interesant, aici este muzeul Nesebăr Antic, asta e pentru copii, detectiv din muzeu. Scanează prin telefon și începe să caute comorile în diferite muzee. Deci, ideea este să se stimuleze și copiii, bucătăria, și copiii și adulții sub
un pic mai diferită forma să viziteze muzeele din Bulgaria. Fiindcă știți, acum copiii, toți copiii sunt pe telefon, da? Pe internet pe telefon, da. Pe internet pe telefon. Și poate unii dintre ei o să vadă și din, da, acest documentar. Când intră și încep să facă altceva. Deci Nesebăr are un program foarte, foarte bun în legătură cu copiii și dezvoltarea. Spre exemplu, au peștile care trăiesc, expoziții care sunt în jurul lui Nesebăr, expoziție în fiecare an, sărbători de biserică, sărbători de etnografie. E interesant să stai în Nesebăr. Acum intrăm în muzeu, da, o să iau cadre și o să vorbim pe el. Da. Da? Dar intrați dumneavoastră. Intru eu și da. Vorbim pe cadre după aceea. Da. Bine. Bine, distracție plăcută. Mulțumesc. Acum. Deci am intrat în prima sală din muzeu, muzeul din Nesebăr. Și în fața noastră sunt prezentate ancorele care sunt găsite în împrejurile, în acvatoria orașului Nesebăr. Vedeți pe perete peninsulă, harta peninsulei, iar în vitrinele de alături sunt prezentate diferite obiecte și vase din perioada pietrei. Vasele cu specifici desene pot fi cunoscute imediat din ce perioadă sunt pe baza acestor desene, culorile care sunt folosite. Acum, ancorile în fața noastră, găsite în apele în zona orașului Mesandria, aceste plăci din cealaltă sală, din salonul numărul 2, sunt plăci din morminte. Pe plăcile acestea, de fapt, unele din ele sunt scrise și numele, dar sunt scrise nu numai numele, ci și a cui este rudă persoana respectivă, perioada. În sala a doua, în afară de plăcile din morminte, vedem și câteva vase, tot din zona. Deci, eu subliniez de câteva ori, deja am spus, din zona, să nu mă repet, e clar că în muzeu sunt expuse obiecte găsite cum în apă, așa și pe tot teritoriul orașului Mesandria, din diferitele perioade. Aceasta este din perioada elenistică, da? Cele două chipuri. Cele două chipuri, care sunt din lut și această figură, la fel, din perioada elenistică. În această sală, în afară de sculpturile care vedem, sunt prezentate și banii care sunt bătuți în Nesebăr din diferite epoci. Știți că în istoria, pentru forța și poziția unui stat-oraș, ne putem face concluzii după ce fel de bani sunt bătuți. Adică dacă sunt din bronz, dacă sunt din alt metal, dacă sunt din argint, mai ales că și putem să ne facem concluzii despre acest oraș, polis, de oraș stat, după grosimea monetei. Asta e tot o placă din mormânt. În muzeu putem să vedem și vedem mai multe vase, la fel și amfore, deci pitii, amfore, care sunt folosite pentru transportarea diferitor substanțe, că pot să spun așa, colonade, ionitorii, darii. Aceasta
parte din statuie foarte interesantă. Asta este din monumentul lui Apollon. A fost găsită numai o parte din bluza, din roba, cred că da, se spune în română. Și în spatele ați văzut desenul, cum și din ce parte de fapt cade. Este acest detaliu. Alături de el vedem altă statuie, tot a lui Apollon, din păcate fără, fără cap. Hermes, Apollon, Venera sunt mult întâlnite și găsite întregi în, în dimensiuni mai mici sau, cum deja am spus, din păcate, cu piese din ele care, sunt, care lipsesc. Necropola Mesembriei se afla înainte că să intrăm în oraș, înainte de moară, pe materic. Ce acest materic? Materic este pământul mama. Asta okay, e materic. Deci pe, nu pe insulă, ci pe, pe materic. E, e cuvânt ciocraf. Okay. Cred că și în română. Nu sunt sigură, verific pentru data viitoare. A, și au descoperit acest necropol coincidență cu așa făceau renovarea unui hotel și la renovare săpând au văzut că sunt morminte, deci necropol, cimitir și au oprit renovarea. Eu cred că chiar am filmat la începutul nostru înainte că să mergem pe acest dom de 400 de metri, să ajungem în, la muzeu, aici, și acolo au descoperit aceste bijuterii, bijuterii de aur. Nu foarte multe, dar destule că se facă concluzie că în Nesebr a fost un oraș locuit de oameni bogați, cu posibilități, oameni care aveau posibilitatea nu numai să cumpere bijuterii din locale, ci și aduse de altundeva. După asta se face concluzia, după producerea lor, după elementele care sunt, aceste plăci, aceste flori care îi vedeți, ele sunt detalii din îmbrăcăminte de mormânt, din, găsite în mormânt și făceau parte din aceste tradiții, să zicem așa. Continuăm cu piesele din diferite părți. Aceasta este din una din bisericile, chiar că să ne ajute la asta ne avem și în spate, avem desenate, și în spate biserica, desenate. Da. Avem și una din icoanele. Această icoană este foarte interesantă, fiindcă pe ea este scris de la care țar bulgar este. Că, de la Ivan Asen, din câte pot să citesc, da? Tu mă iertezi, dar sunt cu, nu, cu ochelarii acestea, nu prea. Bă, dar cred că era de la Ivan Asen, da? Cadou bisericii. Și imediat după icoană se află placă cu placă care a fost placă de acoperire a mormântului prințesei. Matița Cantacuzino a fost nora unei prințese, unei regine bulgare, care de fapt e regina Teodora, căsătorită de Ivan, Alexandru și este de origine română, e fica lui Ion Besarab. Deci, cum am spus și mai devreme, bulgarii și românii suntem rude. Da. Într-un fel. Într-un fel. În următoarele vitrine putem, putem vedea diferite monede, de, cum am spus, și vase.